cât timp aveți grijă de vile de la Zorești, aici ne aflăm? Aproape că nici mie nu vine să cred. Din 1990 am început să lucrez ca șef de fermă, după terminarea stagiaturii. Deci gândiți-vă că sunt 30 de ani. Da. Și am prins momente foarte importante și frumoase în toată această perioadă care a urmat după 90. Care au fost cele mai importante momente? După perioada de schimbare politică și de organizare cu proprietatea asupra terenurilor și toate poveștile, cel mai important moment consider că a fost experiența Vinarte, adică începutul creierii Prințului Matei, că de acolo a pornit, în 1998. Mi-amintesc și acum că au studiat terenurile, mă rog, de unde se poate obține cel mai bun vin, sunt cele care dau și astăzi acest vin și totul a pornit cu foarte mare entuziasm, pentru că a fost ca o revoluție în viticultură momentul ăla. Adică s-a schimbat total direcția pe care o aveam până atunci către cantitate, că de fapt asta se dorea, să produci cât mai mult și, mă rog, fără pretenții de foarte mare calitate, s-a schimbat totul în direcția calității. Și atunci am început să și implementăm lucrări noi în viticultură, să acordăm o mult mai mare atenție vinificării. Practic am avut mult de învățat și noi. Situația fericită a fost că am avut o bază foarte bună. Adică au fost terenurile, viile care au fost foarte bine făcute și asta a fost un lucru pe care și mulți specialiști francezi și italieni l-au considerat de-a lungul timpului. O echipă tehnică foarte bună și așa a început povestea Prințului Matei, în 98. Pe urmă, toată perioada asta, bineînțeles că am căpătat experiență și totul a mers spre perfecțiune, că asta era dorința. Chiar era o deviză la momentul ăla, working hard for quality. Asta era motto-ul lui Vinarte. Și în tot timpul ăsta s-a reușit menținerea unei calități constante a acestui brand, cu anumite vârfuri în anii foarte favorabili și în care s-au și obținut premii importante. Prinț Matei era, sau când se povestea de Merlot produs în România, Prinț Matei era icoana Merlotului sau era primul vin care îți venea în minte atunci când te gândeai la un Merlot extraordinar. Având în vedere experiența dumneavoastră foarte generoasă, unde credeți că va reuși să ne surprindă domeniile Prinț Matei pe viitor? Merlot ne-a convins 100%. Da, dar eu vă spun că mai sunt încă surprize de așteptat. Ce a fost foarte mult de apreciat când s-a transferat afacerea către domeniile Prinț Matei, deci am apreciat extraordinar de mult deschiderea către nou și către tehnologia de vârf a factorilor decidenți. Așa am intrat în posesia unor utilaje foarte performante. Deci, bineînțeles că noi făceam sortarea asta manuală a strugurilor, din vie, în cramă. Sortare pe care acum o facem cu un echipament de ultima generație, performant, care face sortarea la nivelul de bob de struguri. Și o să vedeți că, începând din anul 1999, de când a început să fie folosit acest echipament, și calitatea cred că va fi în creștere. Și o să aveți surprize plăcute. Soiul preferat? Soiul preferat Merlot, fetească neagră. Deci să ne așteptăm la surprize mari și din partea soiului. Eu așa zic. Și chiar și pe alte zone, adică pe zona de alb, de roze, pe care nu le experimentasem înainte, sunt premisele obținerii unor vinuri deosebite, dar pare că mă laud. Acum e bine să lăsăm timpul să dovedească lucrul ăsta. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc nu doar multă, multă sănătate, ci și vorbiți parcă ați fi
tânăr de 20 de ani. Da, serios. Mulțumesc. Pentru că atâta energie, atâta bucurie ca și la primul vin pe care îl faceți, chiar dacă aveți atât de multă experiență. Peste 30 de ani de zile este foarte mult, mai ales în România, unde putem spune că vinul bun și de calitate s-a născut în ultimii 15-20 de ani, poate. Da, asta poate că e legat și de satisfacțiile pe care le-am avut în timp, pentru că, sigur, ai o satisfacție deosebită când vezi un produs finit care este apreciat de foarte multă, de foarte mulți consumatori. Și, practic, asta este cea mai mare satisfacție a noastră, când știm că suntem un pic părtași la crearea acelei emoții din pahar, a stării de bine pe care o dă vinul consumatorului și a bucuriei pe care o imprimă. Nu pot decât să închin un pahar în cinstea emoțiilor de care spuneați mai devreme. Da, da. Și pentru un viitor strălucitor, așa cum promite domeniile Prisma Tei și voi, toți cei care faceți parte din familia domeniilor. Da, e o echipă frumoasă. O echipă frumoasă care sper să aducă lucruri și mai frumoase. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult și vă mai așteptăm oricând aveți drum în zonă. Cu mare drag!